Bine v-am găsit, stimați telespectatori! Suntem în studioul Escu TV, sunt Izabel Nițoi și avem ca invitată pe doamna avocat Iolanda Roman, membra a baroului din Quebec și din România din 1991, doctor în drept și formator pentru judecătorii și avocații din România privind implementarea noului cod civil. Doamna avocat, comunitatea românească din Quebec va beneficia din luna aprilie de o nouă înțelegere bilaterală între România și Quebec. Puteți să ne faceți o prezentare succintă în ceea ce privește această înțelegere? Sigur. Deci, această înțelegere privește trei categorii de prestații din domeniul securității sociale. Și anume, reglementează situația prestațiilor de boală, în caz de boală, a prestațiilor în cazul leziunilor profesionale, dar și pensiile de bătrânețe, invaliditate și de urmaș. Deci, aceste prestații sunt și pentru cetățenii români și pentru cetățenii quebecoasi care vor avea contracte de lucru în România și în Quebec? Deci privim prestațiile în caz de boală și prestațiile în cazul leziunilor profesionale, în special din punct de vedere al persoanelor care lucrează, deci al lucrătorilor. Bineînțeles, această înțelegere prevede, așa cum a fost ea ratificată de ambele părți, prevede foarte multe excepții sau chiar dacă nu sunt excepții totale de la aplicarea acestei înțelegeri, sunt aplicări limitate ale acestei înțelegeri. Deci, în principiu, în cazul prestațiilor în caz de boală, vorbim de lucrătorii care se află pe teritoriul unei părți, dar ei sunt asigurați deja pe teritoriul celeilalte părți. Deci am să folosesc termenul de țară ca să fie mult mai simplu. Deci vor beneficia de prestații în natură, dar și în bani, în caz de boală, lucrătorii care, de exemplu, lucrătorii din România care se află pe teritoriul Quebecului vor beneficia de aceste prestații, pentru că ei ar beneficia de aceste prestații dacă s-ar afla pe teritoriul României. Bineînțeles, pentru stabilirea acestei situații, dacă vorbim sau nu de acordarea prestațiilor în caz de boală, este această încadrare se va face tot conform legislației țării de bază, deci pe României, pe care în cazul, da, în cazul nostru. De asemenea, aceste prestații în caz de boală vorbim și în cazul studenților, deci în cazul persoanelor care sunt la studii. Și înțelegerea vine să explice foarte bine când vorbim de persoane la studii, ce înseamnă din punct de vedere al Quebecului aceste persoane la studii și ce înseamnă din punct de vedere al României. Și nu numai persoanelor aflate la studii, dar și membrilor familiei care însoțesc ceea ce este un aspect deosebit de important. Deci există beneficiar pentru fiecare tip de prestație. Da, și este foarte important să urmărim dacă se aplică sau nu înțelegerea în cazul nostru concret. Adică să nu mergem pe ideea că da, avem o înțelegere bilaterală în domeniul securității sociale, deci sigur vom fi asigurați. Nu, cum spuneam, sunt multe excepții pe care înțelegerea le prevede în mod expres. Înțelegem că sunt diferite tipuri de prestații. Una dintre acestea ați prezentat-o cu privire la boală. Care sunt celelalte prestații pe care, care sunt prevăzute în înțelegere? Deci, așa cum spuneam, ar fi prestațiile pentru, în cazul leziunilor profesionale. Vorbim de leziuni profesionale care sunt cauzate în urma unui accident de muncă sau în urma unei boli profesionale, dar și în caz de recidivă sau de agravare a acestora. Se aplică aceste prestații, practic aceste dispoziții ale înțelegerii, se aplică lucrătorului care este supus legislației uneia dintre părți și care are șederea sau reședința pe teritoriul celeilalte părți.
Aici, deci, de fapt, dacă sunt cei care sunt cu contract. Contract, exact. Aici, dacă îmi permiteți, vreau să fac o precizare care, de fapt, se aplică întregii înțelegeri și anume ce se înțelege prin a avea reședința sau a avea șederea. Mă refer la varianta în limba română a înțelegerii, bineînțeles că înțelegerea semnată de cele două guverne, în limba franceză aici la la Quebec, da, a avut traducerea oficială în limba română și în limba română avem această expresie persoana care are șederea și persoana care are reședința. Ne interesează foarte mult acest lucru pentru că înțelegerea bilaterală folosește acești termeni extrem de precis pentru situații concrete și cu aplicare clară pe subiect. Și anume, când vorbim de o persoană care are șederea într-una dintre țări, vorbim de o persoană care se află în mod temporar și care nu are intenția să stabilească reședința sau domiciliul în țara respectivă, cum ar fi teritoriul României sau teritoriul Quebecului, da? Când vorbim de o persoană care are reședința, înțelegerea vine să explice, să dea definiția. Vorbim de o persoană care are șederea pe teritoriul unei părți, dar cu intenția să-și stabilească domiciliul sau chiar are domiciliul și continuă să aibă domiciliul pe teritoriul acelei țări. Pentru că, deci am făcut această precizare, pentru că găsim nu numai în cadrul acestor prestații pentru leziuni profesionale explicații referitoare la lucrătorul care are șederea sau reședința, dar și în cazul altor prestații întâlnim în amănunt folosit din abundență, aș putea spune, folosite aceste noțiuni. De altfel și în legislația quebecoază este o mare diferență între domiciliu și rezidență. Da, acesta deci este într-adevăr un subiect care necesită o abordare distinctă pentru că implicațiile sunt foarte mari, deci nu numai de dragul de a face o teorie din punct de vedere juridic, dar și ci mai ales pentru faptul că implicațiile sunt deosebit de importante din toate punctele de vedere, nu vorbesc numai juridic, diferența între domiciliu și reședință. De altfel, foarte mulți români care au cetățenie și română și canadiană vor spune, da, dar am și buletin în România, da, am și reședință în România. Nu putem să avem două reședințe, o singură reședință și mai multe domicilii. Deci, da, nu putem avea decât un singur domiciliu, cum avem un singur nume, și nu putem, dar putem avea mai multe reședințe, dar vom fi totdeauna legați de noțiunea de domiciliu, vom fi totdeauna, vom vedea, chiar înțelegerea vorbește la un moment dat, la prestațiile în caz de deces, vorbește de faptul, voi ajunge imediat și acolo, dar anticipez un pic, vorbește de faptul că o persoană care are dreptul în România, conform legii din România. Noi citim simplu, este scris, dar în realitate, în spatele acestei norme, noțiuni, norme. Acestei norme juridice, de fapt se ascunde noțiunea de domiciliu. Deci este foarte important să avem în vedere aceste noțiuni, a avea șederea și a avea reședința. Bineînțeles că un subiect care interesează pe toată lumea este modalitatea în care se vor aloca, realoca pensiile. Pentru că pensiile de bătrânețe, de invaliditate și de urmași. Sunt 45.000 de români care locuiesc pe teritoriul Quebecului și care au lucrat în România, care au pensii, care pot să retragă pensii din România. Și toată lumea este foarte... ar vrea să știe cum se vor face aceste realocații de pensii și transferuri. Este un pic nebulos toată chestia aceasta.
Da, deci în primul rând aici este reglementat expres așa numitul principiu al totalizării. În cazul persoanelor care sunt supuse succesiv sau alternativ legislației celor două țări. Asta înseamnă că, deci și cu precizarea că ele nu sunt supuse prestației în sensul că nu sunt eligibile doar într-o singură parte, pentru că dacă persoana este eligibilă, de exemplu, pe teritoriul Quebecului, atunci nu vom mai vorbi de această dualitate, acest principiu al aplicării principiului totalizării. Deci profită persoanelor care nu sunt admisibile pe teritoriul Quebecului, nu totalizează anii și atunci, conform acestui principiu al totalizării, ne vom referi și la vom avea în vedere și perioada aferentă din România. Bine, aici vreau să fac o precizare foarte importantă. Aceasta este înțelegerea, dar interpretarea acestei înțelegeri va fi făcută în mod expres de organizațiile, instituțiile competente, abilitate să pună în aplicare această înțelegere. Deci, sugerez o verificare permanentă a admisibilității, a aplicării acestui principiu al totalizării, deci fiecare persoană este bine să se adreseze acestor organisme pentru a vedea dacă se aplică sau nu în cazul dumnealor acest principiu al totalizării. De altfel, înțelegem. Deci mă vedeți cu întrebarea următoare. Care sunt instituțiile care vor reglementa toate acestea? Da, înainte de a preciza acest lucru, vreau să vă spun că această înțelegere prevede în amănunt și aspectul, adică ce se va întâmpla în cazul în care acest principiu al totalizării nu se aplică, nu-și găsește aplicarea în cazurile concrete. Revenind la întrebarea dumneavoastră, organismele... Unde ne ducem? Deci, unde întrebăm? Unde batem la ușă? Da, în primul rând, organismele care sunt responsabile cu implementarea acestei înțelegeri pe teritoriul ambelor țări. În cazul Quebecului vorbim de Bureau des Ententes de Sécurité Sociale din cadrul Régie de Rente du Québec. În cazul României vorbim de Casa Națională de Pensii Publice. Îmi cer scuze, citesc pentru că este suficient de denumirea să fie precisă denumirea. Casa Națională de Pensii Publice pentru pensiile de bătrânețe, de invaliditate, de urmaș, ajutor de deces, prestațiile în bani și în natură acordate în caz de accidente de muncă și boli profesionale, deci conform înțelegerii, și ne adresăm Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru prestațiile de boală și maternitate. Deci totul este foarte bine reglementat, știm unde să ne ducem, rămâne să vedem când ne vom duce, cum vor fi fiecare... Cum vor fi primiți. Cum vor fi primiți, nu neapărat cum vor fi primiți, dar cum se va concretiza pentru fiecare. Ați precizat și e foarte bine să repetăm că fiecare caz este diferit, trebuie analizat, trebuie structurat și toată lumea trebuie să înțeleagă că nu se aplică uniform la toată lumea. Da, aș vrea să fac o precizare referitor la instituțiile care se ocupă. În cazul leziunilor profesionale, avem în vedere, pentru Quebec vorbim de CSST, iar pentru România vorbim de casele de pensii teritoriale, deci de acolo de unde vin lucrătorii efectiv. Deci, pentru cum spuneam, ei sunt admisibili la aceste prestații pentru că din țara de unde ei au plecat, deci în speță din România, dacă ne adresăm la românii care vin să muncească aici, deci în România, dacă sunt admisibili, deci asta sub condiția că ei au cotizat toată perioada aceasta și răspund condițiilor impuse de legislația din România, deci vor beneficia de aceste prestații de leziune profesională. Ideea este, analiza dosarului se va face de organul competent din România, chiar dacă
leziunea s-a produs aici, dar CSST-ul este implicat cu transmiterea de documente, expertiza medicală, rapoartele medicale și așa mai departe. Deci îi ajută pentru realizarea. Vreau totodată să atrag atenția și asupra categoriilor de persoane. Înțelegerea vine și explică care sunt aceste categorii de persoane, deci nu numai lucrătorii, nu numai persoanele care lucrează, membrii familiei, vin și precizează și sunt reglementări speciale pentru diferite categorii. De exemplu, sunt lucrătorii detașați, persoanele care sunt detașate și explică foarte clar ce se înțelege prin aceste persoane detașate. Vorbim de faptul că înțelegerea se aplică în cazul în care persoana este detașată mai mult de 36 de luni, adică este cu contract de muncă detașată de către compania la care lucrează pe teritoriul celeilalte țări, cu contract de muncă pe termen limitat, este o persoană detașată, deci persoana nu vine aici să lucreze pentru o companie de aici, persoana din România, ci persoana din România vine să lucreze în baza contractului pe care ea îl are cu compania din România. Și aici sunt anumite aspecte de discutat. De asemenea, este și lucrătorul pe cont propriu. Sunt foarte multe dispoziții din înțelegere care nu se aplică lucrătorului pe cont propriu. Deci, toate aceste aspecte trebuie foarte bine văzute. Să înțelegem că o să fie enorm de mult de muncă. Legislatorii o să aibă foarte mult de pus la punct și fiecare element din această înțelegere trebuie analizat atât din perspectiva României și din perspectiva Quebecului și podul care se va face între aceste două entități o să fie, probabil nu o să fie ceva care să se întâmple mâine dimineață. Dar a spus că sunt și venituri. A spus că putem să venim și să lucrăm. Prestațiile de care beneficiem. Deci aceste surse de venit sunt surse de impozite. Care sunt prevederile în această înțelegere? Plătim impozit în două țări, plătim impozit numai într-una, se face un cumul. Cum se va desfășura? Deci, în primul rând, vorbim și de aplicarea celeilalte înțelegeri, convenții care există între Quebec și România, și anume de evitarea dublei impozitări. Eu personal sugerez fiecărei persoane care are întrebări să se adreseze unui fiscalist sau unui contabil, tocmai pentru a avea răspunsuri concrete, pentru că vorbim de situații concrete, vorbim de prestații. Deci depinde de la un caz la celălalt, dacă lucrătorul obține aceste venituri aici, dacă le obține în România. Sunt multe elemente de avut în vedere. Oricum, ceea ce aș vrea să subliniez este încă un aspect, un lucru deosebit de bun, care este realizat cu această înțelegere și care nu se vede la suprafață, deci la suprafață vedem cine sunt beneficiarii și ne bucurăm că avem o astfel de susținere. Vreau să precizez că în special în acest aranjament administrativ sunt prevăzute în detaliu modalități de colaborare între instituțiile dintre cele două țări. Faptul că își vor comunica dosarele, că își vor transmite dosarele, că aceste documente care fac parte din dosare nu vor fi supuse acestei proceduri de supralegalizare, cunoaștem toți, nu este deloc simplă. Deci se va evita o birocrație interstatală. Birocrație și costuri, pentru că știm ce înseamnă deplasările la Ottawa, la minister, Ministerul Afacerilor Externe al Canadei, pentru supralegalizare și restul costurilor care sunt inerente. Dacă ați dori să ne spuneți exact când ne ducem la aceste instituții, ce căutăm și în baza cărei înțelegeri sau acord ne informăm de drepturile noastre. Deci, din punct de vedere al legislației României, această înțelegere a fost ratificată. Folosesc termenul de înțelegere pentru că acesta este termenul juridic folosit de către legiuitorul din România. Știu că este poate un pic incomod pentru noi românii,
pentru că ne-am obișnuit, s-a încetățenit această, e normal, folosim acest termen de înțelegere, des, în fiecare zi, nu ne gândim că ar putea avea o conotație juridică, însă legiuitorul român, în momentul în care a ratificat acest acord între România și Quebec, i-a spus înțelegere. Deci vorbim de legea numărul 5 din 7 ianuarie 2015 pentru ratificarea înțelegerii în domeniul securității sociale dintre Guvernul României și Guvernul Quebecului, semnată la Quebec la 19 noiembrie 2013 și este publicată în Monitorul Oficial. Deci sugerez persoanelor care vor să se adreseze în România să folosească această terminologie de înțelegere în domeniul securității sociale, pentru că, sigur, acest act normativ așa este implementat în România la nivelul organismelor despre care tocmai am vorbit. Deci acum știm unde să ne ducem, dar cum am putea să obținem informații? Ne-a spus că fiecare caz este un caz aparte. Cum ne sfătuiți? Trebuie să apelăm la un avocat care are drept de practică în România, care are drept de practică aici? Cred că ar fi foarte, foarte util. Mâine da, dimineață, este, ce facem? Deci, e foarte clar, nu trebuie neapărat să ne adresăm unui avocat, dar bineînțeles că acesta vine să simplifice foarte mult lucrurile. Cabinetul nostru, Cabinetul Român Avocat, vă poate oferi consultanța de care aveți nevoie aici, la Montreal, și vă poate rezolva dosarul inclusiv în România, pe teritoriul României. Deci cu colegii din cadrul cabinetului din România putem să acționăm în cazul dosarelor noastre și nu numai să acționăm, ci să vă dăm consultanța de care ați avea nevoie cu privire la dreptul românesc și aplicarea acestui drept românesc. Deci ne puteți apela. Da, este vorba de o sugestie pe care o fac persoanelor în general, să apeleze la persoane de specialitate, pentru că pot simplifica foarte mult lucrurile. Deci nu vorbesc numai de mine ca avocat, mă refer și la un contabil bun, un fiscalist, exact, care ar putea să, deci ar putea constitui în ultimă instanță o investiție și nu o cheltuială. Deci de la dumneavoastră putem să aflăm și care sunt documentele care vor fi necesare din România, de aici, putem să obținem informații care vor structura un pic cererile noastre, pentru că fiecare are diferite subiecte de discutat. Cum vedeți dumneavoastră etapa următoare a acestei aplicabilități? În primul rând, eu sugerez persoanelor care sunt interesate la prima vedere măcar de aplicabilitatea acestui document să-l citească cu atenție, să se adreseze organismelor în cauză, să recurgă la sfatul unui specialist, deci cum spuneam, avocat, contabil, care ar putea să le dea o perspectivă generală asupra cazului pe care l-au și să-i ajute să înțeleagă dacă acest acord are aplicabilitate sau nu în cazul lui. Oricum este bine să înceapă demersurile și să facă rost de actele care sunt necesare. Din păcate, nu putem spune pentru fiecare caz în parte care sunt actele necesare. Acestea și documentele necesare, acestea se vor fi prevăzute de către organismul în cauză, instituția care se ocupă de analiza dosarului. Deci, de fapt, va fi o perioadă de rodare atât pentru legiuitori, cât și pentru cei care vor căuta întrebări și căuta răspunsuri. Doamna avocat, vă mulțumim foarte mult. Am înțeles că ușa cabinetului noastră este deschisă pentru toată lumea care vor să aibă un sfat juridic. Și eu vă mulțumesc frumos pentru invitație și sper ca informațiile pe care le-am oferit să fie utile persoanelor care ne ascultă
Și menționez că vă stau la dispoziție cu informații, cu studiu concret pe fiecare caz, atât prin cabinetul nostru de la Montreal, cât și prin, cu ajutorul cabinetului din România. Mulțumesc! Vă mulțumim!